Duminică după amiază, centrul orașului a fost un pic mai frumos și mai colorat. Aproximativ 40 de bicicliste au participat la prima ediție a paradei Skirt Bike Suceava. Purtând ținute cochete, rochii, fuste și chiar tocuri înalte, elegante și pline de feminitate, sucevencele au luat parte la un eveniment care își propune să redea femeilor curajul de a pedala în oraș și de a se exprima în stilul lor unic și cochet. Organizatorii spun că astfel vor să reamintească tuturor că bicicleta poate fi un mod de viață, fără ca activitatea de zi cu zi să fie restricționată de îmbrăcăminte. Pentru Suceava suntem la prima ediție Skirt Bike, dar la nivel național Skirt Bike este de 6 ani. Se organizează în 15 orașe. Anul acesta, prima ediție la Suceava. Și ce vrea Skirt Bike să facă? Promovăm feminitatea, frumusețea, mersul pe bicicletă și cam atât. Faceți asta în fiecare zi sau măcar în fiecare săptămână, adică folosiți bicicleta? Personal, în fiecare săptămână îmi găsesc timp să fac câteva ture cu bicicleta, îmi place să merg. Din acest lucru dorim să promovăm mersul pe bicicletă și am făcut și acest eveniment. Parada s-a desfășurat pe traseul Casa de Cultura Sindicatelor Suceava, Bulevardul 1 Mai, Bulevardul George Enescu, Strada Mărăști, Strada Mihai Eminescu, pentru a reveni pe Esplanadă. Nu aveam cum să nu participăm. Ceea ce înseamnă mișcare pentru noi este binevenit, indiferent sub ce formă. Și nu vreți nici să renunțați la frumusețe? Frumusețea e trecătoare. Eu zic că dacă practicăm și facem mișcare, o ținem cât mai mult așa în viață. Prima dată când participați la un astfel de eveniment? Nu am mai participat și anul trecut. Anul trecut, în calitate de susținător, că noi suntem voluntari la Sportul pentru Toți, și la a doua acțiune, când s-au adunat fonduri pentru copiii cu autism. A fost tot o acțiune pe bicicletă. Atunci a fost altfel traseul, dar la fel de frumos și acum. Și tare ne-am fi dorit, noi suntem profesori de sport, și tare ne-am fi dorit mai multe fete să fie. Că dacă suntem mai mulți, împingem și conducerea să ne facă ceva mai, o pistă, ceva. Da, e ok. Vă văd obosită. A fost greu traseul? A fost greu. Eu am bicicleta cam de 3 săptămâni. Este prima mea bicicletă la 47 de ani. Super. Și de atunci am ieșit cam maxim 3 sferturi de oră cu ea și nu prea am antrenament. Dar mi-a făcut plăcere să fac traseul. Cum vi se pare acțiunea de astăzi? Ar fi bine să fie mai des, nu numai o dată. Bina frumusețea cu mișcarea? Bineînțeles, da. E plăcut. Păi unde e fusta? Astăzi a fost fără fustiță, nu m-am mai echipat pentru eveniment special, acum. Deci au fost invitați totuși și bărbații? În plan, noi doar am avut suportul moral. Noi am fost în spate, le-am lăsat în prim plan pe femei, pentru că a fost evenimentul lor. Ați mai participat la astfel de evenimente? Da, noi am mai fost chiar anul ăsta, am fost la Constanța, acolo au fost, nici nu mai știu, cred că 5-600 de participanți, dar la ei au eveniment din 2013, cred. Au tradiție, cum s-ar spune. Exact, având în vedere că aici este primul an când se organizează, eu cred că e un lucru foarte bun. Sunteți practicant de ciclism? Vă place în mod deosebit? Ocazional, din păcate nu-mi permite timpul sau să spunem că dau vina pe timp. Efortul și frumusețea nu au rămas nerăsplătite. Parada a fost urmată de o tombolă cu premii. Avem premiu pentru cea mai chic biciclistă, premiu pentru cele mai înalte tocuri la pedale și premiu pentru mamă-fică care a făcut parada. Premiul cel mai mare este pe bicicletă, o bicicletă Pegas. Avem tricouri tot de la Pegas, avem papioane în formă de bicicletă și, bineînțeles, multe alte surprize. Evenimente de tipul fustițe pe bicicletă au mai avut loc în Suceava și în anii trecuți, de fiecare dată cu mare succes, ciclismul fiind un sport care câștigă tot mai mulți adepți.